Peste 11.000 de pensionari băcăuani nu vor mai beneficia de gratuități la transportul în comun după ce municipalitatea a decis să refuze oferta făcută de SC Transport Public de a suporta 50% din costuri. Potrivit conducerii companiei băcăuane, doar 2.675 de pensionari vor mai beneficia de reduceri sau facilități la transportul în comun pentru că primăria nu dorește să mai facă protecție socială. Începând cu 1 ianuarie 2010, pensionarii băcăuani vor fi nevoiți să-și plătească biletele de autobuz. Motivul? Autoritățile locale refuză să mai acopere subvențiile pentru această categorie de persoane. Începând cu anul 2005, între municipalitate și transport public s-au încheiat convenții anuale privind asigurarea gratuităților la transportul în comun pentru categoriile prevăzute de lege. În același an intră sub incidența convenției aproximativ 13.000 de pensionari băcăuani. Aceștia au beneficiat de reduceri substanțiale la transportul în comun. Potrivit conducerii firmei băcăuane, în intervalul 2005-2009, SC Transport Public a suportat din propriile fonduri costurile privind gratuitățile sau reducerile de preț practicate în cazul celor peste 14.000 de pensionari beneficiari. Efortul financiar al companiei s-a cifrat la peste 500 de miliarde de lei vechi. Deci au mers pe principiu că dacă ai putut până acum, trebuie să poți și din aici înainte. Au considerat-o ca o obligativitate cumva, înțelegeți? Din punctul nostru de vedere am ofertat de fiecare dată, deci noi am făcut mai multe propuneri, mai multe variante alternative de propuneri, da? am contribuit de fiecare dată, deci toate propunerile aveam și noi contribuția noastră, da? Deci nu, au mers de la început până în ziua de astăzi, până astăzi când discutăm cu aceeași propunere, mergem la nivelul anului trecut. Contribuiți dumneavoastră cu 68,42% și noi rămânem în continuare cu 31,58%. Am găsit o singură soluție, da? Pentru că efectiv nu mai ai ce propune. Nu mai ai ce să propui la asemenea comportament. Și am să vă prezint și dumneavoastră. Deci, făcând calculele, ca să ne încadrăm, având în vedere dorința dumnealor de a se încadra în 490.000 noi, 4.000 de lei vechi, da? Din calculele noastre a reușit că pot beneficia de gratuitate pe toate traseele doar 2.675 de pensionari. Deci, nu mai suntem nici noi dispuși să suportăm 50-50%. Să suporte dumnealor 100%. Și asta ar reveni pentru un număr de 2.675 de pensionari. Iulian Șutu, directorul tehnic al societății, a dezvăluit în emisiunea Impact de miercuri seară că șefii municipalității au fost interesați de subvenții atâta timp cât acestea le-au adus voturi. Este foarte plăcut ca o unitate precum Transport Public de Călători din Bacău, Societatea Transport Public din Bacău, să facă investiții cu toate riscurile, luând în considerație criza actuală, iar edilii primării să iasă în presă, să laudă, uitați ce transport civilizat avem noi în Bacău, că noi contribuim pentru această categorie de persoane să mândrească, să scoată în evidență dumnealor acest aspect. Pensionarii băcăuani sunt total nemulțumiți de această decizie a primăriei. Ce părere să am? Am părere destul de proastă. De ce? Noi pensionari avem pensiile mici, condiții cam grele și nu putem face față cu... Și e foarte greu. Acum dacă ne-ar mai da pensiile, că pensiile ar fi iar e o problemă. Și așteptăm să vedem cum o ieșe. Și partidul, și guvernul, și așa tot, ca să putem face față până la urmă. Mulțumesc. Dar ei trebuie să gândească în primul rând la populație, în special la pensionari. Pensionarii o duc foarte greu. Pensiile mici, piața se ridică tot, e greu tare. Ce părere aveți de faptul că primăria nu va mai acorda subvenții tuturor pensionarilor pentru transportul public? E foarte urâtă părere. De ce? De ce? Da, de ce? Păi da, și oamenii au și ei, au o bucățică de pensie mică. Și dacă nu mai are nici măcar să ducă, poate să duce la o farmacie, să duce la cineva care să-l ajute sau... E necesar să fie cu asta, nu redusă. Redusă. Subvenția.
subvenționată de primărie, așa cum a fost. Era bun. Ne urcam în mașină, plecam până la capăt acolo, aveam niște doamne care bătrâni ca și noi, mai stăteam de vorbă, mai o ajutam la ceva, dar așa nu poți, trebuie să dai nu știu cât, 15 lei, cât e onor, nu se poate. Suntem de acord pentru că e criză să face reducere la transportul pentru pensionari, însă ar trebui să ne mărească pensiile, ca să avem de unde să dăm. Sigur. De atunci, ce facem? Pensii nu, ajutor nu, din nicăieri ne lasă să murim acolo 80 de ani după atâta amar de vreme. Refuzul municipalității de a suporta costurile reducerilor la transportul în comun nu a fost argumentat ca atare de către reprezentanții instituției publice. Mai mult, conducerea societății transport public a dezvăluit că negocierile din acest an au fost un simulacru, municipalitatea nedorind să dialogueze cu reprezentanții transportatorului Băcăuan.